Au apărut modificări și în ceea ce privește profilul pacienților. Știm că în trecut tinerii erau oarecum ocoliți, să spun, nu reprezentau un pericol pentru ei, un pericol foarte mare a acestei infecții cu noul coronavirus. Acum s-a schimbat profilul pacienților, sunt mai mulți tineri care vin să ceară ajutorul și... Eu cred că aici trebuie să facem un comentariu important. Nici înainte nu putem să spunem că tinerii nu se infectau. Doar că de cele mai multe ori erau simptomatici sau aveau forme ușoare, nu erau testați și atunci lucrurile se treceau cu vederea. Nu înseamnă că înainte nu se întâmpla. În momentul de față, sigur, nu avem testare extinsă pe care ne-o dorim, dar testăm oricum mai mult. Există și testarea la cerere și atunci punem mai ușor diagnosticul. Și este clar că tinerii sunt cei care interacționează mai mult. Uneori, să nu zicem întotdeauna, dar uneori nu respectă chiar întocmai măsurile de prevenție și atunci în rândul lor, dar peste tot în lume, nu numai în România, sunt mai multe cazuri. Din fericire, vorbim despre cazuri ușoare de cel mai multe ori, numai că sunt și aici excepții și, așa cum spunem de fiecare dată, nimeni nu poate să aibă garanția că va face o formă ușoară. Probabil tinerii care nu au afecțiuni asociate vor trece cu ușurință. Dar au fost și cazuri, excepții, de forme severe, cum bine știți, chiar și copii foarte mici. Putem vorbi de hiperactivitatea imună, adică situația în care sistemul imunitar răspunde în mod exagerat. Deci toți trebuie să ne ferim pentru că nu știm ce se va întâmpla în momentul în care ne vom infecta. Și chiar dacă noi scăpăm, cei din familie care au afecțiuni cronice, cei care sunt în vârstă, putem să-i infectăm și riscul că ei să facă o formă severă, din păcate există și nu e mic.